foarte importantă în domeniu și o cultură a concertelor evidentă, încât aproape că nici nu mai vine să spun nimic din ceea ce pregătisem și m-ar tăta mai degrabă să intrăm într-un dialog despre lume, cărți, dragoste și, bineînțeles, disperare. Cred că sunt temele cele mai importante, cele mai frecvente din viața unui om. Dar dincolo de toate acestea, sau împreună cu ele, există întotdeauna o latură mistică a fiecărei ființe. Vă place să vă tălmăciți visele dimineața? Da, unii dintre voi o fac. Vă place să citiți horoscopul? Da. E bine, sunt două dintre apucăturile care, de fapt, dau și răspunsul celor mai arzătoare întrebări, pentru că în momentul în care îți dai seama că ai această curiozitate mistică, de fapt, poți să faci cam orice. Când eram de vârsta voastră, am avut un vis. Un vis teribil. Un vis în care mi-am văzut toată viața mea viitoare. Se întâmplă astfel de lucruri în viață, iar visul acesta al meu, bineînțeles, era legat de cărți și de literatură. Mă vedeam deja viitoare și, mai mult decât atât, am văzut toate cărțile viitoare pe care urma să le scriu. Era o bibliotecă, un raft de patru cărți, în care vedeam cotoarele, puteam să citesc titlurile și în care prima carte era un dicționar de simboluri despre Eliade. Bineînțeles că lucrul acesta m-a mobilizat și m-a făcut să cred cu atâta tărie în visul meu, încât așteptam în fiecare zi să mi se îndeplinească ceva din el. Îmi notam chiar diverse amănunte, diverse simboluri, diverse semne care m-ar fi dus către visul ăla fantastic în care eu eram scriitoare și deja scusese un raft de cărți. Mai mult, ca să vedeți până unde duce toată această putere, forță din noi, prima mea carte a fost un dicționar de simboluri, Eliade. M-am străduit să-l scriu, să îndeplinesc visul de fapt, iar în momentul în care am fost pe piață, în momentul în care am văzut de fapt din nou raftul cu cărți, cu cărțile visate, am realizat că de fapt nu visul acela mi se îndeplinea, ci pur și simplu eu mă pusesem în slujba acelui vis. Vedeți? Lucrurile acestea se întâmplă. Eram în stare să scriu probabil toate cărțile din acel raft, numai pentru că îmi doream cu ardoare ca visul să fie adevărat. Și asta se întâmplă de fiecare dată, cam cu fiecare dintre noi. Așa cum este bine, am realizat lucrul acesta, m-am detașat, m-am rupt de visul pe care îl îndeplineam eu însă și am început să scriu de fapt cărțile pe care le simțeam, cărțile care veneau atunci, pe care le cerea acea istorie. Am vrut să vă spun cu aceasta că există în fiecare dintre noi o latură mistică absolut normală și care ne conduce spre lucrurile de cele mai multe ori foarte pragmatice și spre îndeplinirea unor vise care sunt, de fapt, în noi, care există în subconștientul nostru. Recent, studiul științific chiar a arătat că cel mai mare potențial al omului se află în subconștient. Chiar viteza asociațiilor este infinit mai mare față de asociațiile pe care le face în mod normal mintea omenească. Însă, dincolo de această bază, care trebuie într-adevăr folosită, în sensul ăsta real, conștient și ancorat în istorie, există și experiențele celorlalți. Să nu le dați la o parte, pentru că ele fac parte din istoria noastră și, practic, ceea ce au trăit cei dinaintea noastră, în mic, în mare, cu variații, trăim și noi. Când eram tânără, nu știam absolut nimic despre bănci, credite și finanțe. Este un sector extrem de important acesta, pe care eu l-am învățat și cred că am și rămas la fața aia, l-am învățat de la Balzac.
A citit cineva Balzac? Da? Oh, da, nici nu mă așteptam la mai mult. Profesorii citesc Balzac, generația mea probabil că a citit Balzac. Este un scriitor de secolul XIX-lea, care a scris o grămadă de cărți despre viață, despre lume, într-un stil realist și cu date atât de concrete, încât de la el am învățat mai mult decât din orice istorie. Și nimic nu m-a marcat mai mult decât povestea lui Cezar Birodot. Ascensiunea și necăderea lui Cezar Birodot este o carte care te învață totul despre credite, despre bănci, despre viața pragmatică, despre bani până la urmă și puțin de tot despre onoare. Cezar Birodot era un vestit parfumier, trăia la Paris. El ajunsese să inventeze un parfum atât de căutat încât absolut toată lumea îl cumpăra. În scurtă vreme s-a îmbogățit, așa cum se întâmplă, și nu numai că a reușit să-și cumpere o casă mai bună, să-și cumpere niște lucruri mai frumoase, dar acest Cezar Birodot a început să fie purtat de lume. La un moment dat, însuși primarul Parisului l-a invitat la o petrecere. A început să aibă, prin urmare, obligații. El însuși s-a simțit obligat să dea o petrecere în care, la care să-l invite pe primarul, nu? Dar pentru aceasta trebuiau făcute câteva renovări în casă. Trebuia de asemenea să-și cumpere și niște veselă mai de Doamne ajută și niște haine, bineînțeles. Dar nimic nu era imposibil pentru un parfumier atât de vestit, pentru că imediat băncile i-au sărit în ajutor și oameni binevoitori au venit să-l împrumute cu bani ca să-și poată îndeplini toate visele. Așa încât, timp de o lună de zile, Cezar Birodot nu s-a preocupat decât de această petrecere care a însemnat mai multe datorii, mai mulți creditori, dar și o fastoasă petrecere care de altfel l-a ruinat. Ajuns fără niciun ban, bineînțeles că toți creditorii au sărit pe el și a condus la pușcăria datornicilor. Acesta este un detaliu care a dispărut din viața noastră actuală. Pe vremea respectivă, dacă un om dădea faliment, adică era atât de imbecil încât să pună în primejdie viața familiei, însemna că, de fapt, e în stare să pună în primejdie și viața societății. El nu fusese împătat, nu avusese grijă de afacerea lui, de parfumeria lui, dăduse faliment și orice om care dădea faliment era aruncat la închisoare, mai mult decât atât, familia sa, copiii săi, de exemplu, rudele de gradul 1, toate, erau considerate rude de faliți și nu mai erau angajate de nimeni, nu le mai acorda nimeni niciun fel de credit, niciun fel de atenție. Ei erau doar copiii unui om care și-a negrijat afacerea. Vedeți, este o morală care astăzi a dispărut, nu mai există, însă, în esența ei, povestea aceasta păstrează, de fapt, ceea ce este și astăzi valabil. În momentul în care ai început ceva de acum pe panta aia a urcătoare, să spunem, a ascensiunii tale viitoare, trebuie să fii prudent și mai cu seamă să nu faci datorii. Este o lecție pe care Cezar Birodot, prin Balzac, bineînțeles, ne-o aduce foarte aproape și ea este cea de-a doua regulă dintre regulile pe care astăzi vreau să vi le expun. Vă să zic că să fiți atenți la intuiția voastră și, în al doilea rând, să nu faceți împrumuturi. Este foarte important când ai pornit pe un drum să nu pornești cu foarte multe împrumuturi. Dacă pornești într-o afacere, va trebui să faci acest lucru muncind, inventând o parfum, da? Investind doar în ceea ce poți să faci. În sfârșit, v-aș mai spune încă un lucru care, de asemenea, mi se pare mie important și pe care o să-l ascultați și o să spuneți dacă într-adevăr așa este, anume despre alegerea pe care o veți face curând, despre facultatea pe care o veți alege, despre meseria la care visați.
Aceasta e o chestiune iarăși foarte importantă. Mulți oameni își doresc lucrul normal, lucrurile cele mai norețe. Și în ultimii 20 de ani a circulat cam peste tot ideea că în momentul în care îți dorești ceva neapărat, să lupți pentru acel ceva, să te zbuci, să fii, în fine, gata de orice sacrificiu, să ai pe o mamă, nu? Cam acestea au fost mentalitățile ultimilor 20 de ani și multă vreme și eu m-am gândit la faptul că în momentul în care îți dorești ceva foarte mult, dacă chiar te pui toate eforturile, este imposibil să nu atingi acest punct. Dar lucrul acesta, de fapt, este poate fi nociv în cele mai multe cazuri. Și pentru asta am să vă spun încă o povestioară. Exista o femeie care, toată viața ei, a făcut dantelării. Era atât de pasionată de lucrul acesta, încât a neglijat toate celelalte lucruri din viață. Aproape că nici nu mai mânca pentru a-și face dantelăriile. Nu s-a căsătorit, n-a avut copii, n-a interesat-o nimic în lumea aceasta, în afară de dantelăriile ei, care se adunau de anul și pe care voia să le lase moștenire orașului ei. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că într-o bună zi femeia a întins copita și a lăsat în urmă o maltă de dantelării. Acest lucru a îmbogățit, le zice voi, imediat orașul. Primarul a venit, a preluat moștenirea, dantelăriile și s-a gândit că cel mai bine ar fi să le împartă oamenilor. Dar, surpriză, surpriză, nimeni, absolut nimeni din acel oraș n-a vrut să ia nici măcar o dantelărie, nici măcar un tișlaifer, nici măcar un șervețel, din tot ceea ce muncise femeia aia toată viața ei. Erau atât de urâte încât nimeni nu le voia. Mai mult, cu timpul, în mai puțin de o săptămână, au ajuns cârpe de șters praful, au fost folosite pentru ridicarea crengilor la copac și chiar pentru foc. Într-o săptămână nimeni nu mai știu nimic despre femeia respectivă, numele ei s-a stins, dantelăriile au fost arse. Aș vrea să vă spun cu această poveste că nu orice strădanie duce până la urmă la succes. E adevărat, omul poate să facă exact ceea ce își pune în minte dacă își canalizează toate forțele în acel scop. Dar, de multe ori, acest lucru nu numai că nu are importanță, dar nu merită să îți folosești toată viața pentru a face dantele pe care nu le vrea nimeni și să intri în uitare odată cu ele, este un lucru amar pentru orice ființă. De aceea aș vrea să vă spun aici că mult mai important în viață este să reușești să te colezi pe ceea ce societatea vrea de la tine, să te adaptezi, să-ți schimbi idealul, să nu rămâi pur și simplu statuie de piatră într-un singur loc. În momentul în care ai avut un eșec, e adevărat că te poți mobiliza să încerci iar, dar dacă îl mai ai și a doua oară și poate chiar și a treia oară, este bine să-l abandonezi, pentru că timpul trece extraordinar de repede și, în scurtă vreme, nu vei mai face nimic, ci vei deveni doar sclavul acelui ideal pe care este posibil să-l atingi într-un mod nemulțumitor, exact ca și femeia care a făcut dantelării. Da? Sunt multe lucruri interesante în viață, dar cum le afli? În primul rând, încercându-le, diversificându-ți acțiunile, da? Schimbându-ți din când în când idealul. Și ca să afli exact în ce direcție vrei să o iei, există câteva lucruri simple pentru fiecare demne de încercat, și anume, acele lucruri pe care le poți face cu ușurință, chiar dacă tu nu dai doi bani pe ele. Ați observat că acasă, familia, care știe cel mai bine cine sunteți, de regulă recunoaște anumite merite ale voastre, ale noastre. De pildă,
când eram tânără, bunica mea observase că eu sunt foarte pricepută la tăierea legumelor pentru salata băfă. Și bineînțeles că lucrul ăsta mi se părea și viitor pe vremea, nici nu plăcea să fac așa ceva, era o corvoadă maximă și cu toate acestea, de câte ori prindea prilejul, bunica mea spunea, da, sigur, cel mai bine este ca tu să tai legumele pentru salată, pentru că nimeni din casă nu se pricepe așa de bine ca tine. Cu siguranță cunoașteți aceste cuvinte, se întâmplă în orice familie, dar, credeți-mă, ele conțin cel mai pur adevăr, din câte adevărul veți avea ocazia să descoperiți în viața voastră. Pentru că nimic nu este, de fapt, mai percutant ca acele cuvinte ale familiei. Ei bine, am o dreptate bunica mea. Cu siguranță chiar mă pricepeam la lucrul ăla și oricât mi s-ar părea de banal, de fapt acela era talentul meu, de a potrivi cantitățile de legume, de a ști exact măsura în care trebuie să le tai. Iar acest lucru s-a materializat în momentul de față, în apetența mea pentru construcție romanescă. Și critica literară a observat ca început să pase și bunica mea acum 200 de ani în urmă, și anume că sunt un scriitor care acordă atenție construcției și că, de fapt, mai degrabă decât stilul, mă interesează construcția solidă a unui roman, echilibrul dintre părțile povestirii. Vedeți, este un lucru pe care nu pot să vă povestesc și să mă credeți că nu va trebui să și citiți ca să vedeți la ce mă refer, dar, chiar dacă nu o veți face, aș vrea să rețineți lucrul acesta și să meditați asupra lui, că fiecare are un talent banal, domestic, un talent pe care familia l-a remarcat și de la acest talent, de fapt, pornește meseria viitoare. Lucrurile le-am mărunte, că știți să dați cu mătura sau că nu știu ce împărături le faceți mai bune decât alții. E bine, lucrurile alea, de fapt, ascund idealul și ascund calea pe care trebuie să o luați pentru a fi impactabil. Da? Există în fiecare un talent mărunt care se poate traduce în foarte, foarte multe feluri. Și cu aceasta aș vrea să mai atac încă un subiect și închei, este încheierea discursului meu, și anume, este vorba despre căutările acelea plăcute. Fiecare are copii, da? Fiecare caută niște legături, caută ușoare, caută haine, caută jmacuri, are ceva ce îi face plăcere. E bine, în aceste hobby-uri, de obicei, se găsește, iarăși, cheia drumului viitor. În ceea ce mă privește, m-am atras întotdeauna vechiturile și mai cu seamă manuscrisele vechi. În ele, de multe ori, găsești lucruri care s-au întâmplat multă vreme în urmă, dar care sunt extrem de actuale și îți dau într-un mod mult, mult mai elaborat cheia pentru ceea ce te interesează pe tine, pentru misterele personale. Nu de mult, acum vreo 2-3 ani, am descoperit un manuscris în care era vorba despre un adolescent, un băiat, care vine la București, din Salonic. El voia să se căpătuiască, voia să câștige bine, voia să fie cineva, normal, nu? Țara era condusă de greci în momentul acela, deci avea toate șansele. Cine era grec, imediat avea la picioare întreaga lume, da? Primea funcții bune, primea de asemenea bani, primea case. Mai puțin acest personaj, Leon, care vine și se îndrăgostește de o fată de vârsta lui, care era sclavă, care era proprietatea cuiva. El avea de ales. Putea doar să o iubească și atât și să-și vadă de viața lui, putea să o cumpere